Așa cum știți, în serile acestea la studiu, suntem împreună într-o călătorie prin Scriptură în care privim diverse texte despre rugăciune. În această seară speram, așa cum v-am zis, ca fratele Andrei să parcurgă și el împreună cu noi din Matei 6, rugăciunea Tatăl nostru, dar din motive de familie să ne rugăm și pentru familia lui, care sunt toți bolnavi cu ceva gripă, ceva de genul, nu poate ca să țină studiul în această seară. Așa că ne vom uita la un alt text împreună și, cum știți și din seriile care au fost, scopul este ca să îl studiem împreună și în acest fel să vă formați obiceiul și aptitudinea de a studia, de a analiza, de a observa un text biblic de unii singuri. Este bine să venim la biserică și să învățăm împreună, dar este nevoie ca să știm să învățăm și să studiem și pe cont propriu acasă. Să petrecem timp în Cuvântul lui Dumnezeu și nu doar să citim ca să putem ponta că ne-am făcut datoria. Am citit capitolele pe astăzi și gata. Trebuie să citim, să fim tot timpul în cuvânt, dar trebuie să medităm. Trebuie să lăsăm cuvântul să ne prelucreze. Trebuie să interogăm cuvântul. Când te uiți la un pasaj de genul, poți petrece ore întregi într-un asemenea pasaj. Ceea ce noi facem aici este în fiecare miercurea când ne-am uitat la un asemenea pasaj. Este doar o introducere. Doar ca să vă pornesc apetitul. Bine ar fi ca fiecare dintre noi să meargă acasă, să deschide Scriptura, să ia un creion și să continue acest proces. Da? Vă promit că puteți petrece toată săptămâna doar în acest text și veți fi foarte câștigați. Cuvântul lui Dumnezeu este așa de bogat. Da? Cine vrea ca să ne ajute, să mă ajute în această seară să citească textul nostru cu glas tare? Și cine poate, acum ați avut șansa să uitați peste el, să ne spună de unde este textul nostru? Știu că nu este notat, este un exercițiu în memorie biblică. Haideți atunci cineva să-l citească și între timp, cu siguranță, vor rezona cuvintele și va deveni clar și autorul și cartea. Un voluntar, ca să nu fiu eu nevoit să... Până îl găsiți în Scriptură, e pe ecran. Puteți să-l citiți de acolo. Nu? Cam departe? Îl face mai... Nu se vede. Haideți că rezolvăm. Două secunde. Ar trebui... poate să ne verificăm toți ochii. Poate nu... Uite aici. Rezolvăm acum. E mai bine? Da? Bun. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați îndregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau, dar... ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Și nouă? Până la 10. Nu le excludem pe surori din Vreau seara. De asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Amin. Fratele Ciprian are instinct de predicator. Cum a ajuns la versetele despre surori și vestimentații, pauză, da? Nu facem pauză, nu tăiem nimic din Scriptură, da? Biblia spune ceea ce spune.
Dacă înțelegem, înțelegem. Când ne convine, când ne convine, cu siguranță când Duhul lui Dumnezeu ne convinge de adevărul Scripturii, ne convine. Da? Ne place, ne dorim. Bun, de unde este textul? 1 Timotei 2, da? Capitolul 2. 1 Timotei 2, da? Corect. Și autorul este? Apostolul Pavel, da? Este scris către? Timotei. Timotei se află unde? Geografic vorbind. Cum am putea ști? În, frate? Cum știm? Scrie apare în versetul 3. În versetul 3 din capitolul 1, în introducere, da? Zice, te-am lăsat în Efes. În Efes, da? Știm că Timotei era copilul lui Apostolul Pavel în credință, da? Nu după trup. Era ucenicul lui și este trimis de Apostolul Pavel, lucrează în câmpul misionar cu Apostolul Pavel și la un moment dat este trimis în Efes și el este acum în Efes la biserica de acolo și se confruntă cu anumite probleme pastorale și Apostolul Pavel îi scrie aceste epistole pastorale în care îl îndrumă pe acest tânăr păstor despre felul în care ar trebui ca să gestioneze aceste probleme în biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Nici bisericile de atunci nu erau perfecte, nici credincioșii de atunci nu erau desăvârșiți, fiecare biserică avea problemele ei și chiar și apostolii și chiar și cei care erau trimiși de apostoli se confruntau cu aceste probleme și trebuiau ca să rezolve problemele din biserică. Și această biserică are și ea problemele ei. Multe dintre probleme, dacă citiți și vă recomand să citiți acasă, fiind o epistolă scurtă, puteți să o citiți toată în această seară. Vedem că aceste probleme pornesc, dacă citiți în primul capitol, de la falși învățători care veneau cu o altă evanghelie, cu o altă învățătură și se infiltrau în biserică. Și această falsă învățătură dădea tot felul de roade negative. Tot felul de roade negative, da? Printre altele, vedem chiar și în textul nostru că în mod indirect Apostolul Pavel sublinează unele dintre probleme. El sublinează simptomele care se găsesc. De exemplu, ați putea ca să vă puneți întrebarea de ce într-un text care vizează viața bisericii, viața de închinare, viața de rugăciune, Apostolul Pavel găsește de bine să vorbească despre vestimentația surorilor. Da? Ca exemplu. Pare straniu. Dacă vă uitați peste tot, inclusiv când vorbește despre rugăciunile bărbaților, vorbește despre starea sufletească și problemele duhovnicești. Și aici, parcă cumva așa, ieșit din orice logică, atacă această problemă. Nu asta e scopul în această seară, poate să avem timp ca să ne uităm la acest aspect în această seară, dar scopul este să uităm la rugăciune. Dar de ce în acest text care vorbește despre rugăciune, atacă această problemă? Pentru că de la rădăcina unei învățături eronate care se infiltra în biserică, împotriva căruia Timotei este chemat să lupte, de la această sămânță de învățătură eronată veneau tot felul de probleme și de manifestări în biserică, printre care dorința oamenilor și mai ales a surorilor să se afirme în felul acesta exterior. Da? În lumea romană, în lumea grecească, tendința aceasta era o cultură foarte vizuală, o cultură care punea foarte mult accent pe aspectele acestea și acești oameni în biserică vroiau și ei să se afirme și pentru că nu aveau o învățătură sănătoasă sau nu erau bine sădiți într-o învățătură sănătoasă, această sămânță se dezvoltă și simptomele se văd. Se văd în îmbrăcămintea lor, se văd în comportamentul lor, se văd și aici, cum am văzut trecută, că există anumite certuri între ei și așa mai departe. Și Apostolul Pavel vine și spune tânărului Timotei, uite, astea sunt problemele sufletești care trebuie rezolvate și în același timp vine și spune, uite, astea sunt simptomele care le vei vedea în biserică. Da?
Vizual, asta vei vedea. Așa se vor comporta oamenii aceștia care nu au o credință autentică sau care sunt slabi în credință. Și îl îndrumă în felul în care ar trebui ca să gestioneze această problemă. Dacă citiți în continuare în capitolul 2, vedeți că deja în acest context, în primul viac, apostolul Pavel este obligat ca să trateze problema supunerii femeii în cadrul bisericii. Deja femeile în biserică se ridicau și vroiau ca să fie într-o poziție de autoritate, într-o poziție de conducere. Astăzi ne minunăm că sunt păstorițe. Da? Dar erau femei cu tendințe de păstorițe dintotdeauna. Și apostolul Pavel trebuia să corecteze aceste probleme atunci. Este pe acest fond, pe acest fundal al problemelor din această biserică că apostolul Pavel vine și dă această învățătură despre rugăciune. Și el o consideră această învățătură despre rugăciune deosebit de importantă pentru rezolvarea acestor probleme. Dacă învățătura greșită, da, are un efect, corectarea, soluția este o învățătură sănătoasă și cu practici spirituale sănătoase care apostolul Pavel este convins că și ele vor avea un efect. Dacă se predică Evanghelia, dacă biserica practică rugăciunea și așa mai departe, dacă toate disciplinele spirituale sunt practicate, aceste probleme din biserică se vor corecta. Da? Bun. Ce îi îndeamnă el pe Timotei? Ce îl îndeamnă și nu doar pe Timotei, pentru că această scrisoare mai mult ca sigur era destinată să fie citită bisericii. Era pentru Timotei, dar era și pentru biserică. Lucrul acesta este evident chiar și în textul nostru, dacă ne uităm doar la prima sintagmă, vă îndemn dar. De ce ne spune asta că este destinată biserici? E plural, exact. Vă îndemn dar, da? Cu siguranță apostol Pavel aici nu vorbește cu Timotei. El își permitea să vorbească la pertu, deci nu e un vă de genul. Și aici este sigur, vă asigur eu, la plural. Deci apostolul Pavel avea în minte că după ce Timotei citește această epistolă, el o va citi bisericii, da? Ca ei să fie convinși că tot ceea ce Timotei le spune vine direct de la apostolul Pavel, da? Și vine cu autoritate apostolică. Vă îndemn dar și îndemn sau sfătuiesc sau alte cuvinte, mie mi se pare o traducere destul de lejeră. Aici apostolul Pavel are în gând clar o poruncă, nu este o sugestie, da? Textul care îl citim acum nu este niște îndemnuri de la apostolul Pavel, niște sugestii de la apostolul Pavel, sunt porunci. Ele sunt revelația lui Dumnezeu care ne leagă conștiința. Dacă în această seară înțelegem niște lucruri despre rugăciune, suntem datori ca să le practicăm. Să fie foarte clar. Suntem datori ca să le împlinim. Păi sunt niște îndemnuri, știi? Nu sunt niște îndemnuri, sunt niște porunci. Vă îndemn doar înainte de toate. Ce înseamnă asta? De ce credeți că apostolul Pavel spune înainte de toate? Important, da? Unii, în unele locuri spune mai întâi, da? În unele traduceri, dar nu, cred, mi se pare că Cornilescu traduce foarte corect, pentru că aici nu este o enumerare a unor îndemnuri sau a unor porunci în primul rând, ci toate îndemnurile și toate poruncile țin de rugăciune, da? Țin de această poruncă și celelalte sunt doar nuanțe. Eu cred că aici apostolul Pavel, exact cum zice fratele Ciprian, vrea ca să ne arate cât de important este acest aspect al rugăciunii, da? În viața bisericii. Cât de primordial este acest aspect în viața bisericii. Da? Vă îndemn, dar vă poruncesc, înainte de toate, să faceți rugăciuni. Cum am văzut și data trecută, premiza este că va fi rugăciune. Da? Deci, premiza apostolului Pavel e că trebuie să ne rugăm. Să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri și mulțumiri. Da? Apostolul Pavel vine și enumeră prin patru cuvinte diferite, practic același îndemn. Da?
Să ne rugăm. Toate patru cuvinte ar putea fi folosite pentru rugăciune. Ce vrea El să ne spună prin asta? Vrea să ne spună că rugăciunile noastre trebuie să aibă diferite valențe. Nu trebuie să fie doar rugăciuni de un anumit fel. Doar rugăciuni de cereri, de exemplu. Da? Nu, trebuie să avem rugăciuni de mulțumire, trebuie să avem rugăciuni de mijlocire, rugăciuni de mulțumire și așa mai departe. El nu vrea să enumere aici toate soiurile de rugăciune care le-am putea avea, ci vrea să ne atenționeze că în viața noastră de rugăciune, corporativ și privat, trebuie ca să avem un echilibru în felul în care ne rugăm, pentru ce ne rugăm, da? Pentru mijlocirile care le avem, mulțumirile care le avem. Noi tindem spre dezechilibru. Tindem doar spre cerere, de exemplu. Tindem ca să nu mijlocim pentru nimeni. Mijlocim numai pentru noi. Dar nu prea mijlocim pentru alții. Da? Apostolul Pavel vrea să ne atenționeze. În viața bisericii, și este foarte mult în concordanță cu ceea ce am văzut în rugăciunea Tatăl nostru, unde vedem că este un echilibru în lucrurile care se cer, în felul în care se proslăvește Dumnezeu în acea rugăciune. Există un echilibru care trebuie să-l căutăm în rugăciune. O biserică, de exemplu, în care există doar mijlocire și nu există mulțumire la adresa lui Dumnezeu, ceva e problematic. O biserică în care există doar mulțumire, de exemplu, și nu există mijlocire, de asemenea este problematic. Oamenii aceia nu sunt cuplați la realitatea spirituală din mijlocul lor. Rețin odată, eram la cu ani și ani în urmă, când am început, eram în America și am început să mergem la biserica unde eram membri înainte ca să venim aici, și era o biserică mare și se țin într-o marți seara sau miercuri seara, nu mai țin minte când era programul de studiu și de rugăciune, miercuri seara, erau niște buletine și fiind 1000 de membri, ca să ai toate motivele de rugăciune să faci cum facem noi duminică seara, nu este practic. Și în aceste buletine se publicau, se scriau toate motivele de rugăciune. Și la un moment dat, într-o seară, când am deschis și m-am uitat acolo și am văzut câte cauze de rugăciune erau, câți oameni bolnavi, câți... Măi, sunt într-o biserică plină de bolnavi și de probleme. Așa ceva n-am mai văzut. Ei, așa e în orice biserică, așa e în lumea asta în care încă trăim. Avem necazuri, avem probleme, da? Și Dumnezeu vrea ca să venim cu mijlociri unii pentru altul, pentru problemele noastre, ca El să ne păzească, ca El să ne dea putere. Dacă tu nu mijlocești pentru nimeni, nu-i că nimeni n-are nevoie de mijlocire în rugăciune, sau că cei din jurul tău n-au nicio nevoie spirituală, să fie foarte clar. Acum, în seara aceasta, dacă ați stat 5 minute după programul în această seară și ați stat de vorbă cu cel din dreapta sau din stânga și ați fi sincer unul cu altul, ați putea fiecare să faceți o listă lungă de motive, de mijlocire, de rugăciune, unul pentru celălalt. Da? Garantez lucrul acesta. Fiecare dintre noi. Și nu mă refer la, Doamne, vreau ca să, nu știu, câștig la lotul. Mă refer la probleme reale. Mă refer la lupte spirituale. Mă refer la probleme în familie. Mă refer la cei dragi ai noștri care nu sunt mântuiți. Mă refer la lucruri legitime. Lucruri pentru care Biblia ne spune să ne rugăm. Dar pentru că ne astupăm urechile, ne închidem ochii, trăim cu impresia, măi, la noi tot e bine. La noi nu are nimeni nicio problemă. Da? În niciun caz. Deci noi trebuie să avem un echilibru în rugăciune. Echilibru acesta trebuie ca să existe și între rugăciunea pentru noi, da? Adică eu pentru mine, și rugăciunea pentru cei din comunitatea noastră, și rugăciunea în afara comunității. Și Apostolul Pavel aici, în mod specific, vizează viața de rugăciune a comunității în legătură cu lumea, în legătura cu comunitatea de afară. Da? Și el spune că aceste rugăciuni de diverse feluri trebuie să fie prezente, pentru toți oamenii. Nu ne rugăm doar pentru creștini, nu ne rugăm doar pentru cei dragi din casele noastre, ci trebuie să ne rugăm pentru toți oameni. Da? Pentru toți oameni. Pentru cei din lume, pentru cei din, vom vedea imediat, din guvernare, pentru toți oamenii. Misiunea bisericii este una locală, pe plan local, adică în comunitatea noastră, dar până la urmă este una în afara acestor ziduri. Este una în orașul nostru, în țara noastră, în lumea întreagă. Noi avem o misiune, trimiși de Domnul Iisus Hristos, să evangelizăm lumea, să fim o mărturie vie în lumea aceasta. Ca atare și viața noastră de rugăciune trebuie să reflecte lucrul acesta. Dacă noi ne rugăm numai
pentru noi aici și numai pentru familiile noastre și uităm de orașul nostru și uităm de țara noastră și uităm de lumea aceasta care zace în păcat, e o problemă. N-am înțeles care este misiunea noastră, care este chemarea noastră, da? Și Apostolul Pavel vrea ca să le atragă atenția, probabil că ei, cum vedem că în multe biserici era tendința asta de egoism, de a fi centrați pe ei, vrea să le atragă atenția și spune rugați-vă pentru toți oamenii, da? Acum, din start, trebuie ca să lămurim ce înseamnă acest lucru. Nu putem ca să nu lămurim ce înseamnă rugați-vă pentru toți oamenii. Pentru că dacă nu lămurim din start ce înseamnă această sintagmă, la ce se referă Apostolul Pavel când spune toți oamenii, vom deraia tot textul și vom ajunge la niște concluzii aberante la final. Da? Este evident, și dacă întrebi pe oricine, la ce se referă Apostolul Pavel când spune rugați-vă pentru toți oamenii, nimeni nu va spune rugați-vă pentru fiecare persoană din lume pe nume. Da? Nu cred că cineva a citit vreodată textul acesta și a ajuns la concluzia asta vrea Apostolul Pavel, să încep să fac o listă cu toți locuitorii Pământului care nici măcar nu-i cunosc și pe când am terminat de scris lista, o mare parte din ei au murit și s-au născut alții și să mă pun să mă rog pentru ei. Da? Nimeni nu a visat vreodată că asta ar fi porunca. Da? La ce se referă Apostolul Pavel când spune rugați-vă pentru toți oamenii? Din toate categoriile. Cum știm asta? Din text. Nu că ați citit un articol de la fratele Andrei Croitoru. Asta nu mă interesează. E bine că l-ați citit, dar trebuie să știți din text. Trebuie să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Corect. Imediat explică sintagma respectivă prin ceea ce urmează. Da? Rugați-vă pentru toți oamenii, adică pentru împărați și pentru toți, vedem să repetă termenul, cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Da? Apostolul Pavel vine și spune, rugați-vă pentru toți oamenii și dă ca și exemplu o categorie sau câteva categorii de oameni pentru care credincioșii au cea mai puțină dragoste de rugăciune. Când e ultima dată când v-ați rugat pentru cei din PSD? Ei sunt la putere acum și toată vina e a lor. Când ar fi altcineva la putere, toată vina ar fi a lor. Să fie foarte clar. Orice partid de la putere, ăia-s de vină. Să fie foarte clar. Da? Nu poți fi la putere și să nu fii de vină. La fel cum nu poți fi, de exemplu, păstor și să nu fii de vină. Când ești păstor, tu ești de vină pentru toate. Da? E logic, e normal. Îți asumi când ești în conducere. Dar când este ultima dată când v-ați rugat pentru Dragnea? De blestemat, toți l-am blestemat. O, ăștia fură țara. E adevărat, fură țara. O, ăștia ne bagă în fundul mocirile. E adevărat, asta o fac. Dar când ne-am rugat ultima dată pentru oamenii aceștia? Da? Aseară am fost la cineva acasă, la un unchi de-a meu care stă peste drum, pentru că ceva neamuri care au venit din state să-i viziteze. Și ne-am luat în povești. Cum să iau toți românii? Ce discuți? Politică, da? Ce altceva poți discuta? Politică. Primarul n-a făcut aia, primarul n-a făcut aia, a zis că face aia, n-a făcut, mi-a promis nu știu ce, așa, trebuia să tragă apa, n-a tras-o, uite ce au mai făcut și au furat nu știu ce bani. Dar, sincer, m-am gândit, când e ultima dată când m-am rugat pentru primarul comunei în care eu locuiesc? Știu că i-am tot, nu i-am suduit, i-am așa, pocăiește, că nu mi-a dus pubelele de gunoi. Asta da, de 2 ani de zile și vă spun public, sunt dezamăgit. Sau de cât timp nu mi-au dus. Dar aici m-am rugat, Doamne, dă-i înțelepciune la omul ăsta să rezolve o problemă așa de simplă. Nu m-am rugat, da? Nu m-am rugat pentru cei care conduc comuna, pentru cei care conduc orașul, pentru cei care conduc țara. De multe ori nu m-am rugat. Poate în ultimul an, să zicem, de 2-3 ori. Da? În biserică nu ne-am rugat. Haideți să recunoaștem. În biserică, foarte, foarte rar, eu nu rețin, poate că au fost rugăciuni în care să ne rugăm pentru țara noastră, în care să ne rugăm pentru cei care Dumnezeu i-a pus acolo să ne conducă. Da? Dumnezeu i-a investit sau a permis cel puțin această autoritate a lor. Noi trebuie ca să venim și să ne rugăm pentru ei. Este o poruncă. Și Apostolul Pavel se folosește de această relație tensionată între credincioși, mai ales credincioși care în acea perioadă erau defavorizați de stat, erau probabil persecutați de stat
Și îl folosește ca și un exemplu. Uite, chiar și față de acești oameni, conducătorii voștri, care vă urăsc, care vă vor rău, chiar și față de ei sunteți datori ca să vă arătați dragostea și să vă rugați. Nici o categorie de oameni, vrea să spună Apostolul Pavel, nu trebuie să fie discriminată sau exclusă din chemarea noastră de a evangeliza, de a mijloci pentru ei, de a ne ruga pentru ei. Nu există, din punctul ăsta de vedere, discriminare pentru un creștin. Nu există. Noi trebuie ca să ne rugăm pentru toți oamenii. Noi trebuie ca să mijlocim pentru orice fel de om. Fie el în conducere, fie el sărac. Fie el român, fie el rom. Fie el maghiar, fie el sârb. Nu contează, da? Niciodată n-ar trebui să ne treacă prin cap, păi, omul ăsta nu merită efortul meu, timpul meu în rugăciune, pentru că, nu știu ce motiv, da? Pentru că e de o nație care mie nu-mi place, da? Adevărul e că tendința noastră este să discriminăm. Tendința noastră este să discriminăm. Am fost săptămâna trecută, am fost plecat în Austria. Și multe dintre discuțiile care se poartă în Austria despre discriminarea austriecilor față de români sau față de străini, da? Dacă vii în România, noi facem același lucru. Și noi discriminăm. Lasă-s, țigani, asta e. Da? Ce să faci cu ei? Ești țigani, frate, n-ai ce face cu ei. Ăștia îs. Da? Sau îs unguri, pe ungurii nu știu cum. Exact aceeași. Peste tot în lumea asta există exact aceeași tendință. Da? Exact aceeași tendință. Și acea tendință nu doar se manifestă afară, în sfera civică, se manifestă în sfera spirituală. Și asta e un păcat. Da? Și aia în sfera civică e păcat. Dar mai ales în sfera spirituală. Important de înțeles că principiul hermeneutic, adică principiul de interpretare pentru acest text, este faptul că Apostolul Pavel stabilește încă din primul verset ce înseamnă sintagma toți oamenii. Și din punctul ăsta de vedere, toți sunt de acord. Toți sunt de acord că toți oamenii în versetul 1, că toți oamenii în versetul 1 înseamnă categorii. Toți sunt de acord cu asta. Da? Categorii de oameni. Nimeni nu interpretează versetul 1 ca și însemnând toți oamenii fără excepție. Adică pe nume. Da? Bun. Țineți minte lucrul acesta, pentru că dacă nu-l țineți minte, vom deraia tot textul. Da? Să ne rugăm pentru cei în conducere, pentru împărați, ca să putem. Ce ne spune Apostolul Pavel prin această sintagmă? Ce înseamnă ca să? Ce este? Ca și ce vrea să realizeze ca această sintagmă? Cauză și efect, da? Exact. Este cauză și efect, este o motivație, de exemplu, da? Fă asta ca să. Învață ca să iei o notă bună, da? Deci cauză și efect. Vreau ca să te motivez ca să faci ceva cu efectul care va genera acea activitate. Dacă vreau să te motivez să studiez, îți spun anumite efecte. Pentru că vei lua o notă bună, pentru că mama și tata te vor răsplăti cu ceva, pentru că o să iei bacul și o să mergi la facultate și o să ai carieră bună și o să faci mulți bani. Nu știu ce minciuni să mai spun la copii în ziua de astăzi. Da? Cauză și efect. Este un fel de a explica pentru a motiva. Și în acest caz, Apostolul Pavel vine și exact acest lucru face în acest text. Vine și spune, faceți lucrul acesta, rugăciuni pentru toți oamenii, pentru toți oamenii, dă ca și exemplu cei care sunt în conducere și efectul sau motivația este ca să putem duce astfel, adică făcând lucrul acesta, o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea, da? Ce vrea să ne spună Apostolul Pavel? Cât se poate de simplu. Ne rugăm pentru societatea în care ne aflăm, ca să putem avea o relație bună cu societatea în care ne aflăm și ca să putem trăi o viață frumoasă în societatea în care ne aflăm. Da? Este foarte simplu. Dacă societatea în care ne aflăm este o societate binecuvântată de Dumnezeu, este o societate care își îndeplinește mandatul care este dat prin cuvântul lui Dumnezeu de a mânui autoritatea sabiei, de a apăra ce este drept și a pedepsi ce este nedrept, noi putem trăi vieți frumoase în acea societate. Și putem avea o relație frumoasă, corectă, cu acea societate. Da? Dacă acea societate în care trăim
are principii incorrecte, va fi foarte, foarte greu ca să ai o relație corectă cu acea societate și să ai o viață frumoasă în acea societate. Vă dau un simplu exemplu. Într-o societate, de exemplu, unde căsătoria homosexuală a devenit norma, da? Astăzi vorbeam cu cineva, eram cu fratele Andrei la o discuție la masă și vorbeam cu cineva și am ajuns la discuția despre Suedia și cineva a auzit și a zis, mergi în Suedia. Acolo e fenomenal. Acolo există păstorițe lesbiene care se cunună în biserică. E fenomenal ce avansați au ajuns. Și la care am zis, nu e fenomenal, e scârbos și e urât ca să se întâmple așa ceva și e împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Ei, în România, deși avem multe probleme, încă principiile despre căsătorie sunt de așa natură încât sunt afirmate de societatea și de legea acestui stat. Și eu, într-un restaurant, pot ca să spun lucrul acesta, da? Într-o societate unde norma este căsătoria homosexuală, s-ar putea ca să am mari probleme ca să afirm asemenea lucruri public. S-ar putea ca acea persoană să spune că i-am hărțuit, că i-am ofensat, să mă dea în tribunal, da? Deci când societatea se ghidează după niște principii sănătoase și își îndeplinește mandatul dat de Dumnezeu, noi în acea societate putem trăi o viață frumoasă. Unii cu alții, cu vecinii noștri și în relația noastră cu statul. Când statul merge împotriva cuvântului lui Dumnezeu, când nu își îndeplinește mandatul, va fi foarte greu. Foarte greu pentru noi ca să ne relaționăm corect cu statul. Noi ne vom relaționa corect din punct de vedere biblic. Vom afirma ce este drept. Vom căuta dreptatea. Dar statul ne va persecuta pentru lucrul acesta. Da? Și în anumite aspecte în România se întâmplă asta deja. În România, în anumite aspecte, dacă ești corect, dacă ești după cuvântul lui Dumnezeu, ai de suferit în legătură cu statul. Da? Pentru că el este nedrept în acele aspecte. Și lucrurile nu vor deveni din ce în ce mai bune, cum speră unii. Vor deveni din ce în ce mai grele, oriunde te afli pe acest pământ. Oriunde te afli, da? Ca atare, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de țara noastră, de guvernatorii noștri, ca noi să avem un mediu favorabil în care să trăim viața noastră de credință, în care să răspândim Evanghelia, în care să putem să chemăm pe alții la pocăință. Foarte important lucrul acesta. Avem un mediu la ora actuală în România extrem de benefic. Avem libertate. Libertate de presă, libertate de comunicare, tot felul de libertăți de care nu profităm deloc sau foarte puțin pentru răspândirea Evangheliei. Vor veni din nou vremuri în care nu vom avea acele libertăți și vom sta și vom tânji că ce mult am face noi pentru răspândirea Evangheliei dacă am avea libertate. Dar ce facem astăzi când o avem? Astăzi putem să mergem să vorbim cu cine vrem, oriunde, să ne băgăm în vorbă cu cine vrem, cu vecinii noștri, cu colegii noștri, cu cei care ne aflăm lângă ei într-un restaurant. O facem? Putem ca să răspândim prin internet, prin telefon, prin orice metodă vrem. O facem? Dar vreau să mai cârtim după ce nu le mai avem. Să ne rugăm ca Dumnezeu să păstreze libertatea care avem, să ne rugăm pentru guvernanții noștri și să beneficiem de cadrul în care suntem ca să răspândim Evanghelia. Da? Bun. Lucrul acesta, zice Apostolul Pavel, trebuie să ne punem întrebarea, care lucru este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru? La ce se referă Apostolul Pavel când spune lucrul acesta? Așa, la rugăciune și atât. La consecința rugăciunii. Corect. Dacă vă uitați, am și împărțit textul să fie ușor de urmărit. De la versetul 1 până la începutul versetului 3, lucrul acesta este o singură frază, practic. Da? Deci când Apostolul Pavel începe versetul 3 și zice lucrul acesta, el se referă la tot ceea ce a fost anterior, da? La toată porțiunea asta de text. Ca atare, dacă vii și spui lucrul acesta, adică rugăciunea doar, este bună și bine primită înaintea lui Dumnezeu și nu pui trăirea de evlavie, da? Nu pui viața trăită după cuvântul lui Dumnezeu, ai împlinit doar jumătate din poruncă. Dacă vii și pui doar cealaltă jumătate, frate, eu trăiesc o viață foarte frumoasă.
în societatea mea, cu colegii mei, oamenii în principiu ar spune despre mine că sunt un om pocăit. Și nu te rogi pentru toți oamenii, nu te rogi pentru colegii tăi, nu te rogi pentru orașul tău, nu te rogi pentru țara ta, nu te rogi pentru cei din jurul tău, nu ai împlinit această poruncă. Da? Imperativul care ne este dat aici este toată această porțiune de la versetul 1 și 2. Rugăciunea pentru toți oamenii și trăirea frumoasă și plină de evlavie. Ambele sunt responsabilitatea noastră. Nu putem să ne satisfacem doar cu una dintre ele. Să spunem, eu mă rog tot timpul pentru toți oamenii, dar trăiesc ca și un drac. Eu mă rog, 3 ore pe zi mă rog. Mă rog pentru președinte, mă rog pentru oraș, mă rog pentru oamenii săraci din Africa, dar după aia prăpăd fac. Fur, mint. Important e că m-am rugat, nu? E absurd. De asemenea, nu poți să zici, eu trăiesc frumos, eu nu fur, eu nu mint, eu dau bani și la săraci, dar nu mă rog pentru nimeni niciodată. Da? Ești neascultător față de cuvântul lui Dumnezeu. Viața de credință în biserică și în particular trebuie să îmbine rugăciunea cu trăirea. Trebuie să ne rugăm pentru tot felul de oameni și trebuie ca să trăim în mijlocul lor într-un fel frumos, pașnic, evlavios, prin care să se vadă acea credință. Apropo, este exact cauză și efect. Dacă te rogi pentru cineva, va fi mult mai ușor să trăiești frumos cu acea persoană. Încercați. Aveți o problemă cu cineva, da? Un frate cu un frate din biserică. O soră cu o altă soră, da? Încercați doar, dacă duci la o discuție cu acel frate, cu acea soră, așa numai, din senin, ieși scântei. Stai pe genunchi pentru acea soră sau pentru acel frate înainte să stai la discuție și vezi că lucrurile vor merge altfel. Total altfel. Cauză și efect, da? De asemenea, în societatea în care trăim, roagă-te pentru aceste lucruri. Roagă-te pentru viața ta la servici. Roagă-te pentru colegii tăi, pentru șeful tău. Altfel te vei raporta la el. Când tu, duminică seara, te-ai rugat pentru șeful tău, când ai ochii cu el luni dimineața, altfel te raportezi la el. Nu o să mai poți să duci la servici luni dimineață după ce duminică seara te-ai rugat și ai stăruit și ai mijlocit înainte Domnului pentru el cu acel sentiment. Na, iară la scârbosul ăsta de șef. Iară mă terorizează ăsta. Nu o să ai cum dacă ai stat jumătate de oră și ai mijlocit înaintea Domnului pentru acel om. Nu o să ai cum. Este imposibil așa ceva. Inima ta va fi afectată de acele momente de rugăciune. Da? La fel și în politică, și în viața civică. O să te raportezi diferit la societatea în care trăiești dacă te rogi pentru acei oameni. Decât dacă numai stai și critici și blestem și te gândești la toate lucrurile rele care le-au făcut. Și le-au făcut și Dumnezeu îi va pedepsi pentru ele și sperăm să se pocăiască de ele și să vină la cunoașterea adevărului înainte de moartea lor. Deci lucrul acesta la care se referă Apostolul Pavel este tot ce a zis până aici. Rugăciune și trăire. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, da? Închinare și trăire, nu una fără cealaltă. Înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește sau care dorește, dacă vă uitați în traducerea, noua traducere folosește termenul dorește, irelevant până la urmă, ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, da? Acum, întrebarea care toată lumea și-o pune din acest text este ce înseamnă că Dumnezeu, Mântuitorul nostru, este Cel care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Da? Aici se cramponează toată lumea. Okay? Câteva aspecte care trebuie să le lămurim. 1. Dacă păstrăm principiul hermeneutic din primul verset, da? Adică că toți este folosit de Apostolul Pavel ca să indice categorii de oameni, adică oameni din toate straturile sociale, oameni din toate etniile, oameni săraci și bogați, oameni în conducere sau nu în conducerea civică și așa mai departe. Și dacă pur și simplu luăm acel principiu hermeneutic, acea interpretare clară din versetul 1 și o aplicăm în versetul 4, lucrurile devin foarte clare.
care dorește ca toți oamenii, adică toate felurile de oameni, toate categoriile de oameni să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, atunci lucrurile sunt foarte clare. Unde lucrurile devin neclare și trebuie ca să răspunzi la tot felul de întrebări, este când fără vreun motiv textual nu există absolut nimic din versetul 1 până la versetul 4 care ne dă de înțeles că Apostolul Pavel și-ar schimba felul în care folosește termenul toți oamenii. Da? Nu există niciun indiciu, nimic care ne spune că aici vreau ca să mă refer la toți oamenii, adică la toate categoriile de oameni și acum vreau să vorbesc la toți, despre toți oamenii ca și fiecare persoană în parte de pe fața pământului. Da? Nu există asemenea indiciu. Dacă păstrăm interpretarea la fel ca și în versetul 1, versetul 3 și 4 nu prezintă o problemă. Da? Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește sau dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, adică toate categoriile de oameni, să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Da? Dacă schimbăm și alegem pentru niciun alt motiv decât că acordă cu teologia noastră, adică faptul că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii nominal, fără excepție, da? Și că Dumnezeu intenționează în mod suveran, adică este decretul Lui să mântuiască pe toți oamenii, fără excepție, dar că nu poate, da? Dacă asta e teologia noastră, fie că suntem conștienți de ea sau nu, și pentru simplu motiv că vrem ca acest text să acorde cu teologia noastră, schimbăm interpretarea, avem tot felul de probleme. De exemplu, trebuie să ne punem întrebarea cum anume voiește Dumnezeu, da? Cum anume voiește Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți, da? Și aici sunt două posibilități. Putem vorbi despre o dispoziție a lui Dumnezeu, adică faptul că Dumnezeu are o anumită dispoziție a inimii, da, o anumită atitudine. Sau putem vorbi despre un decret al lui Dumnezeu. Da? Adică Dumnezeu poruncește ca un lucru să se întâmple. Decretează ca un lucru să se întâmple. Dacă vorbim despre dispoziția lui Dumnezeu față de toți oamenii nominal, da, fără excepție, nu avem o problemă. Pentru că Biblia ne vorbește în felul acesta. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, da? Deci dispoziția lui Dumnezeu, spune Biblia, nu este una care se bucură atunci când un păcătos rămâne în păcatele lui. Dorința lui Dumnezeu este una în care simte, vrea, în sensul acesta, are dispoziția față de oameni bună, da? Asta este un. Dacă, în schimb, vrem ca să spunem că aici este vorba de decretul lui Dumnezeu, avem o problemă. Care este problema dacă ar fi vorba despre decretul lui Dumnezeu și nu doar despre dispoziția lui aici? De ce nu mai este Dumnezeu suveran? Corect. Dumnezeu, dacă, să citim cu alte cuvinte, sinonime, da? Dumnezeu care a decretat ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Păi problema este că nu toți oamenii sunt mântuiți. Și nu toți oamenii vin la cunoștința adevărului. Corect? Acum, cei care aderă la această teologie vor veni cu explicații. Bun, 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 dar problema nu este că Dumnezeu, problema este că omul. Am înțeles, omule. Dar când Dumnezeu a decretat ceva, nici nu mai contează care sunt factorii în joc, da? Când Dumnezeu a zis să fie lumină, nici n-a contat că nu exista materie și că universul ăsta nu exista. A fost lumină, da? Când Dumnezeu a creat totul prin puterea cuvântului său, nimic n-a putut să stea în calea lui. Ăsta este Dumnezeul la care ne închinăm. Dacă Dumnezeu ar fi decretat, dacă voia lui a decretului, da? Prin care dispoziția lui ar fi fost transformată în decretul lui, în acțiunea lui, dacă ăsta este voința care este în calcul aici, atunci toți oamenii ar fi mântuiți, fără excepție. Și toți oamenii ar ajunge la cunoștința adevărului, fără excepție, să fie foarte clar. Da? Diferența între cele două
dorințe sau voințe, să le numim așa, este că una este doar la nivel de simțământ, de dispoziție, și alta este la nivel de acțiune. Dacă eu, de exemplu, spun și, uite, chiar sincer vă spun, mi-aș dori o limonadă. Acum mi-aș dori, am apă aici, dar parcă o limonadă mi-ar prinde mai bine, dacă mi-e uscat gâtul. Eu îmi doresc o limonadă, dar știți ce nu fac acum? Nu vă las pe voi aici să nu sunt cumpăr una. Înțelegeți diferența? Când iau acea dorință și o pun în acțiune, da, este total altceva. Când mă iau de aici și plec să mă duc să iau limonada, dorința aceea se materializează. Da? Când Dumnezeu vorbește, la fel ca și noi, într-un fel, evident, la alt nivel de complexitate emoțională divină, vorbește despre dorințele Lui și despre voințele Lui, au și ele două nivele. Există dorința sau dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu stă în cer și se bucură că oamenii merg în iad, să fie foarte clar. Da? Nu există așa ceva. Dumnezeu are o inimă plină de milă. Și în același timp, Dumnezeu nu a decretat ca toți oamenii fără excepție să ajungă în cer. Dacă ar fi făcut-o, toți oamenii fără excepție ar fi ajuns în cer. Da? Foarte important. Dacă păstrăm interpretarea corectă a acestui text, atunci nu avem nici o dilemă. Da? Lucrul acesta este bun și bine primit înainte lui Dumnezeu. Atenție, ce frumos zice Apostolul Pavel. Mântuitorul nostru este ceva exclusivist, da? Mântuitorul nostru este al nostru mântuitor, da? Care dorește sau are dispoziția sau are o inimă pentru ca toți oamenii, oameni de orice clasă, de orice etnie, din orice trib, vorbitori de orice limbă, de orice statut social, toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Da? Foarte, foarte important de înțeles acest lucru, dacă nu vei intra în tot felul de capcane. Da? Și Apostolul Pavel continuă aici și explică mai mult din această motivație. El ce vrea de fapt să facă aici, și aici mulți deraiază încercând să facă acest text, un text care este o dezbatere teologică pe ispășire. Textul ăsta nu este o dezbatere pe ispășire. Textul acesta este în primul rând un îndemn la rugăciune. Textul acesta este o motivație pentru credincios să roage pentru toate categoriile de oameni care există. Da? Ăsta este scopul textului. Apostolul Pavel nu vine și spune: am auzit, Timotei, că la voi în biserică există niște dezbateri pe ispășire. Dacă Hristos a murit pentru toți fără excepție sau doar pentru cei aleși? Nu așa pornește Apostolul Pavel. Apostolul Pavel pornește zicând: Timotei, am auzit că la voi sunt tot felul de probleme și doctrinare, da? Dar că oamenii au probleme spirituale, printre care nu vă prea rugați. Asta e o problemă, da? Nu vă prea rugați. Mai mult vă certați, mai mult timp stați să vă arătați cochete în oglindă, să veniți frumoase la biserică, rugăciune zero surorilor, fraților, nici voi n-aveți timp, că numai business și schimb valutar și din astea, da? Nu vă interesează rugăciunea. Asta e problema care o tratează Apostolul Pavel. El se folosește de problema ispășirii ca să ne motiveze. Să zică, pentru că Hristos a murit, vedem imediat argumentul, pentru că Hristos a murit pentru toți oamenii, din nou, toate categoriile de oameni, da? Pentru că Dumnezeu vrea ca toți oamenii, adică oameni din toate neamurile, din toate limbile, din toate etniile, tu ești responsabil ca să te rogi pentru toți oamenii. Ăsta este argumentul Apostolului Pavel, da? Și el continuă: căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Important, Apostolul Pavel ne atrage atenția că dacă oamenii aceștia pentru care ne cheamă să ne rugăm au vreo speranță, singura lor speranță este Dumnezeu. Da? Ca tare este logic să ne rugăm lui Dumnezeu și să mijlocim lui Dumnezeu pentru acești oameni. Da? Dacă oamenii aceștia au vreo speranță, speranța lor este Dumnezeu. Și mai particular, speranța lor este Domnul Iisus Hristos. Da? Apostolul Pavel sublinează omul Iisus Hristos pentru că erau în acea perioadă oameni care puneau sub semnul întrebării umanitatea Domnului Iisus Hristos.
Și așa cum am învățat împreună, dacă scoți din această ecuație a persoanei Domnului Iisus Hristos umanitatea sau divinitatea, îl descalifici pe Domnul Iisus Hristos ca și Mântuitor. El trebuie ca să fie Dumnezeu, ca să aibă meritul necesar pentru a putea plăti pentru noi, da? Să se identifice cu divinitatea, și el trebuie ca să fie om, pe deplin om, ca să poată să fie reprezentantul nostru. Și în acea perioadă erau oameni care învățau că Domnul Iisus Hristos nu ar fi de fapt om. Da? Și dacă sunt care afirmă așa ceva, ei ies în afara credinței drepte a Bibliei și ei nu se pot numi creștini. Ei nu pot fi mântuiți printr-o asemenea credință. Pentru că e nevoie de Iisus Hristos, unicul mijlocitor, Dumnezeu întrupat. Pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. Ăsta este Mântuitorul nostru. Niciun altul. Da? Niciun altul. Foarte important de înțeles acest lucru. Care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Tot ce trebuie să facem este să realizăm că acestea sunt într-un lanț. Nicăieri Apostolul Pavel nu schimbă cheia interpretării. El a pornit cu un scop să ne motiveze să ne rugăm pentru toate categoriile de oameni și el acum vine și pune postament. Ne dă motive pentru această rugăciune, da? Trebuie să ne rugăm pentru că Dumnezeu vrea oameni din toată lumea, din toate categoriile să fie mântuite. Trebuie să ne rugăm pentru că Hristos a murit pentru tot felul de oameni, pentru toate categoriile de oameni. Faptul acesta trebuia adevărit la vremea cuvenită și propovăitorul și apostolul lui am fost pus eu. Da? Întrebare. De ce credeți că apostolul Pavel, în acest argument, în care vine cu motivații pentru care noi ar trebui să ne rugăm pentru tot felul de oameni, menționează acest argument din versetul 7. Propovăitorul și apostolul lui am fost pus eu. Și ce, Pavel? Și ce dacă ai fost pus tu apostolul acestui mesaj? Deci primele două argumente, da? Țin de voia lui Dumnezeu și după aia de ispășirea Domnului Iisus Hristos, de moartea Domnului Iisus Hristos. Următorul argument ține de el. Da? Deci aici vine cu un alt fel de argument. De ce, de exemplu, nu vine și spune despre Petru? Corect. Cum știm că asta e intenția lui din acest text? Cum știm că la asta se referă el? E foarte bună interpretare. Corect. El ne explică. Ca să învăț pe neamuri. Da? Pe neamuri. El care se numea el apostol al neamurilor. Da? În prima biserică, de exemplu, prima divergență despre mântuire și ce feluri de oameni erau mântuiți era exact asta. Categoria de evrei, de iudei și de neamuri. Și evreii ziceau, e imposibil ca și Hristos să fi intenționat să-i mântuiască și pe neamuri. Da? Și a trebuit lămurit această problemă. Și apostolul Pavel vine cu exact aceeași problemă care acum este lămurită și se dă pe el ca și exemplu. Nu numai că Hristos a murit pentru tot felul de neamuri, da? Lucrul ăsta s-a dovedit, s-a evidențiat, dar pe lângă asta, eu pot atesta prin chemarea care o am, zice apostolul Pavel, prin faptul că am fost trimis expre la neamuri, că Hristos a intenționat să mântuie din toate neamurile și din toate categoriile. Ca atare nu fă tu discriminare în viața ta de rugăciune și în evangelizarea ta pe bază de etnie. Dacă Hristos n-a făcut când a murit pe cruce, dacă Dumnezeu nu face în dispoziția Lui și dacă El a trimis, dacă Dumnezeu a trimis pe apostolul Pavel ca și apostol la neamuri, cine sunt eu și cu tine să desconsiderăm toate națiile care există pe acest pământ, care au nevoie de mântuirea care vine doar prin Domnul nostru Iisus Hristos? Suntem foarte protejați, sau mai bine spune, ne protejăm de aceste realități.
De realitatea că 33% din planeta aceasta nu are acces la Evanghelie. 33%. N-au o Biblie. Nu pot asculta sau citi o predică în limba lor. 33%. Unul din trei de pe fața pământului n-are nicio șansă, omenește vorbind, la mântuire. Și nu ne interesează. Nu ne interesează financiar, nu ne interesează să mergem în misiune, nu ne interesează nici măcar să ne rugăm pentru ei. Și Apostolul Pavel ne atenționează că suntem păcătoși când facem asta. Pentru că trebuie să avem inima, dispoziția care o are Dumnezeu. Trebuie ca să avem dispoziția care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Și trebuie să ne angrenăm în lucrarea în care și Apostolul Pavel a fost angrenat. De a duce Evanghelia la toate neamurile. Și lucrul acesta începe prin rugăciune. Dacă ne rugăm, de exemplu, pentru alte etnii din jurul nostru, pentru comunitatea de rom, pentru alte categorii sociale, pentru cei săraci din orașul nostru, pentru cei cu handicap. Dacă începem și ne rugăm sistematic pentru aceste lucruri, eu vă garantez că vom fi mult mai activi în a vesti Evanghelia la aceste categorii de oameni. Vă garantez lucrul acesta. Este imposibil să nu fie așa. Simplu fapt că te gândești la ei. Da? Simplu fapt că te gândești la realitatea că ei există. Măi, există romi în Zalău. De parcă nu știm asta, da? Există oameni cu handicap în orașul ăsta. Există oameni foarte săraci în orașul ăsta. La ora actuală, efortul nostru este ca să ignorăm lucrurile acestea. Să nu știm despre ele. Să nu știm că există mame care fac avort în Zalău și că ar trebui să ne rugăm pentru ele. Și că ar trebui să stăm la dispoziția lor și să le vestim Evanghelia. Și să le implorăm să nu facă așa ceva, că le adoptăm noi copilul. Nu. În Zalău, nu. Da, în Zalău, uitați-vă pe statistici. În Zalău. Da? Între pocăiți. Avorturi. În Zalău. Se întâmplă. Zicea un medic ginecolog din Zalău. Câte avorturi cu batică am făcut eu? Ne petrecem tot efortul ca să nu știm și să nu ne pese. Când ar trebui să ne consumăm energia în rugăciune pentru acest oameni, în rugăciune pentru acești tineri, în rugăciune pentru toate aceste clase sociale. Nu ca să fim nepăsători și inconștienți. Trebuie ca să ne pese și să avem o inimă pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii, da? Pentru că Hristos a murit ca să mântuie dintre toți oamenii. Toate clasele sociale. Și dacă El n-a discriminat pe această bază, noi nu avem niciun drept să discriminăm pe această bază. Liberi am primit, gratuit am primit Evanghelia și suntem obligați să o dăm în continuare tot așa. Da? Bun. Apostolul Pavel, după ce clarifică argumentul lui, porunca, da? Motivațiile pentru poruncă, care sunt foarte, foarte clare, foarte clare, se bazează pe aceste trei argumente care le-am văzut, vine și vorbește un pic despre practica. Despre practica, da? Despre practica bisericii și practica individuală. Și aici, în aceste două, trei versete care urmează, vizează viața de rugăciune. Ne-a spus pentru cine să ne rugăm și acum ne spune cum să ne rugăm. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Da? Deci, în primul rând, observăm din nou că vrea să ne rugăm. Foarte important. În al doilea rând, în orice loc. Cum aici ne putem pune întrebarea, se referă la timp sau la spațiu? Da? Adică vrea ca să spună, de exemplu, fratele, aici avem o diferență poate de opinie. Fratele Andrei zice că el consideră că Apostolul Pavel vrea ca să ne spună ca să ne rugăm pretutindeni în sensul de să ne rugăm neîncetat. Da? În mașină, pe drum, să avem o viață de rugăciune. Da? Asta ar fi aspectul de timp. Da? Aspectul de spațiu, posibil că este vorba ca să ne rugăm și tot așa pretutindeni sau tot timpul, dar să ne rugăm, de exemplu, nu doar în biserică, să ne rugăm și acasă. Sau e posibil că este vorba realmente aici despre felul în care erau organizate bisericile
în acea vreme, despre felul în care slujbele de închinare erau, despre felul în care oamenii stăteau, de exemplu, la templu, dacă unele biserici se ghidau după rânduiala de la templu, surorile cu bărbații nu stăteau împreună, da? Și rugăciunile erau organizate într-un anumit fel și accesul femeii la rugăciunea publică era limitată și așa mai departe, da? Posibil că și la asta se referă. Un lucru este clar, indiferent dacă te referi la timp sau spațiu, cred că per total Apostolul Pavel vrea să ne spune că noi trebuie să ne rugăm mult. Și vrea ca bărbații să fie niște bărbați ai rugăciunii. În biserică, în casă, ziua, noaptea, eu cred că asta vrea să ne comunice Apostolul Pavel, da? Este cam ambiguă fraza, într-adevăr, dar nu trebuie să despicăm firul în patru, trebuie ca să înțelegem esența și anume să ne rugăm. Al doilea rând, vrea ca să ridicăm spre cer mâini curate. Accentul care Apostolul Pavel îl pune aici, să fie foarte clar, nu este pe manifestarea exterioară. Deși dacă cineva vrea să ridice mâini spre cer în timpul rugăciunii, din partea mea nu o să auziți niciun comentariu. Cât timp sunt mâini curate. Da? Nu spălate la baie, ci curate. Adică dintr-o intenție curată, da? Dintr-o dorință curată. Și Apostolul Pavel clarifică că el aici nu se referă la faptul că el vrea manifestări externe în primul rând, și explică, fără mânie și fără îndoieli. Da? Asta este esența, a ridica o mână curată înaintea lui Dumnezeu. Că o ridici, că te rogi așa, nu prea contează. Contează dacă mâinile sunt curate înaintea lui Dumnezeu. Dacă inima e curată înaintea lui Dumnezeu. Tu s-ar putea să ridici mâini curate și să stai cu mâinile lipite, că ești foarte timid, da? Manifestarea externă este mai puțin importantă și dacă cineva s-ar manifesta un pic mai diferit decât altul, asta nu este o problemă. Da? Problema este când acea manifestare pornește din dorințe necurate, cum pornește de multe ori. Trebuie să ridic mâinile sus să vadă lumea că eu ridic mâinile sus, că eu sunt foarte spiritual. Da? A ridicat și fratele voastre mâinile sus. Eu le ridic mai sus. Știi? Eu stau într-un picior să vadă lumea. Și la un moment dat devine o competiție spirituală. Unul inventează o manifestare, altul vine cu o altă manifestare. Unul ridică glasul în rugăciune, altul ridică mai tare glasul în rugăciune. Da? Deja nu mai putem vorbi de a ridica mâini curate. Și lucrurile acestea se întâmplau și în bisericile din primul veac și se întâmplă și astăzi. Se întâmplă și astăzi. Eschibiții din astea spirituale, între ghilimele. Nu asta este scopul în rugăciune. Da? Nu exteriorul contează în primul rând, ci interiorul contează în primul rând. Și când interiorul este corespunzător, și manifestarea exterioară va fi corespunzătoare. Da? Va fi așa cum zice Apostolul Pavel, că este în toate adunările lui Hristos una de rânduială. Da? Oamenii vor intra de afară și nu vor zice că suntem nebuni. E foarte clar. Deci există și o manifestare exterioară corespunzătoare și o rânduială în Bisericile lui Hristos, dar nu asta e principala problemă care o vizează Apostolul Pavel. El vrea ca bărbații să se roage în mod constant și vrea să aibă o stare sufletească curată, frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Da? Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip, mai avem timp, surorilor? Mai avem 15 minute, da? Să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu plătituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor, care spun că sunt evlavioase. Câteva aspecte, da? La fel și aici, ca și în Petru, aspectul principal este pe interior, da? La fel cum este și la bărbați. Dar atenție, surorilor! Atenție! Da? De ce dacă aspectul interior este cel mai important, mai ales când vine vorba de femei, Apostolul Pavel țintește exact exteriorul? Pentru că simptoma, da, arată boala lăuntrică. Ok? Asta e problema. Problema nu este doar că o femeie vine și are o bijuterie. Da? Legalismul ăsta. Uite, soranca, se vede de aici. Da? Nu asta e problema. Nu asta e problema numărul unu. Nu trebuie să fie cineva la ușă ca să verifice, știi, cu ruleta, cu lupa. Nu asta e problema, da? Așa ceva nu trebuie să se întâmple într-o biserică duhovnicească.
Dar ce trebuie să se întâmple între femeile care spun că sunt evlavioase, care spun că sunt credincioase, e că ele trebuie să se uite înăuntru lor și să zică, ok, eu caut întotdeauna exteriorul. Eu caut întotdeauna să investesc în ce se vede. Eu caut întotdeauna să mă arat cumva prin felul în care mă împodobesc. Și în interior e întuneric. Și în interior e urăciune. Și în interior nu-i curățenie. Și în interior nu investez nimic. Da? Asta e problema. Și Apostolul Pavel spune că deseori lucrul ăsta este vizibil. Este vizibil. Poți să vezi cu ochiul liber faptul că o femeie e urâtă pe interior, dar foarte frumoasă pe exterior. Poți să vezi că ea petrece mai mult timp în machiaj decât în rugăciune. Asta este esența, da? Și provocarea pentru surori este exact asta. Nu este, mă frate, sigur s-a uitat dacă am o brățară. Nu mă interesează. Deci nu mă interesează chestii de genul. Nu mă uit după femeie în biserică, să fie foarte clar, da? Dar fiecare dintre dumneavoastră ar trebui ca să uite la sine. Și să zică, ok, eu în ce investesc? Păi de ce sunt preocupat? Ce vreau ca să fie împodobirea mea? Vreau să fie viața de credință? Vreau să fie slujirea care o am în casa mea? Slujirea care o am în biserică? Mărturisirea lui Hristos în societate? Sau cea mai nouă modă? Ce e mai important pentru mine? Asta e esența, da? Și Apostolul Pavel ne atrage atenția că lucrurile acestea, simptomele acestea, se văd la suprafață. Se văd la suprafață. Dacă suntem foarte preocupați de lucrurile exterioare, se va vedea. E logic. Da? Eu, de exemplu, am fost preocupat să mă barbirez când să fiu la biserică. Să nu fiu criticat. În primul rând de Soranca, să nu fiu criticat și după aia de dumneavoastră. Și se vede că m-am barbirit. Probabil că unii și-au și dat seama. Asta numai astăzi s-o barbirit. Da? E ok, normal. Dar dacă numai asta s-ar vedea, că eu numai de asta mă îngrijesc, să fiu barberit, să-mi iau haina și de inimă, de suflet, nu mă îngrijesc, și asta s-ar vedea. Și asta s-ar vedea. Măi, păstorul nostru e la patru ace tot timpul, dar pe dinăuntru e prăpăd. Da? Cred că Apostolul Pavel vizează problema asta, la fel ca și Apostolul Petru, de exemplu, la surori, pentru că la surori îi un pericol mai mare. Cred lucrul ăsta. Acum, e drept. Cu schimbările astea la nivel global, în care și bărbații sunt niște femei în multe sensuri, și bărbații au pericolul ăsta. Da? Astăzi, dacă te duci la mall să-i vezi cum se plimbă printre rafturi, cum se uită la ore întregi, la haine și așa, exact ca și o femeie. Lucrul ăsta nu era normal, nici la nivel cultural, acum 100 de ani. Acum 100 de ani, un bărbat purta ce-i dădea nevasta, să fie foarte clar. El nu știa să meargă la magazin. Poate că se ducea odată la câteva luni la croitor să-i facă un costum să meargă cu el la biserică. Atât. În rest, ce-i punea nevasta pe pat, dimineața, călcat, pregătit, surorilor, aia purta. Da? Astăzi, bărbații-s la shopping, non-stop. Bărbații-s la așa. Dar, în principiu, femeile au problema aceasta. Da? Probleme au problema aceasta cu afișarea exterioară. De ce? Pentru că este simptoma, este felul în care încearcă să rezolve problemele interioare. Da? Bărbații o au pe altă latură. De exemplu, problemele cu certuri, cu mânie, care sunt vizate aici, sunt felul în care bărbații încearcă să ascundă problemele lor interioare. Când au o problemă lăuntrică negativă și doi bărbați se ciocnesc, se umflă în piept. Bă, eu sunt cineva, măi, cine te crezi tu? Da? Și încep conflictele. De ce? Că el e nimenea pe dinăuntru. El nu are o relație bună cu Dumnezeu. Și atunci încep conflictele exterioare ca el să dovedească prin masculinitatea lui cine el. Pentru că el are o problemă de suflet. Da? Și Apostolul Pavel vizează asta. La femei, Apostolul Pavel vizează ceea ce e pericolul cel mai mare. Putrezenie pe dinăuntru, frumusețe pe exterior. Așa că, surorilor, atenție la acest aspect. Da? Testul, vi l-am mai spus, e foarte simplu. Dacă petreceți mai mult timp la coafor sau înaintea oglinzii decât în Scriptură și în rugăciune, aveți o mare problemă spirituală. O mare problemă spirituală. S-ar putea să nu-L cunoașteți deloc pe Hristos. O spun cu mare părere de rău. Dacă îți pui pe hârtie orele petrecute
cu părul, cu toate astea. Și orele alea într-o zi sau într-o săptămână sunt peste orele petrecute, și spun ore pentru că probabil că sunt ore la multe femei, orele petrecute în cuvânt și în rugăciune, e o problemă. Foarte, foarte mare. Da? Foarte, foarte mare. Și din păcate ștacheta e așa de joasă încât și dacă petreci numai 15 minute pe zi, s-ar putea să-ți fie greu ca să numeri 15 minute de părtășie cu Dumnezeu pe zi. Deci atenție, surori și frați, la aspectul acesta. Da? Deci, sumarizăm foarte repede și dacă mai sunt 5 minute sau 10 minute de întrebări. Apostolul Pavel ne dă o poruncă. Porunca vizează viața spirituală a bisericii și spune că pe prim plan trebuie să fie rugăciunea. Rugăciunea aceasta trebuie ca să fie pentru toate categoriile de oameni, din biserică, din familie, din afara bisericii, din societate, da? Rugăciunea aceasta trebuie să fie constantă, perseverentă și diversificată. Trebuie să fie mulțumiri, trebuie să fie cereri, trebuie să fie mijlociri și așa mai departe, da? Putea face un studiu numai doar pe aceste patru cuvinte de soiuri de rugăciuni. Motivația noastră trebuie să fie pentru că am înțeles cine este Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru noi și faptul că Dumnezeu intenționează să mântuie oameni din toate categoriile, toate etniile. Asta este dispoziția lui Dumnezeu și ăsta este decretul lui Dumnezeu. Da? În final, la judecată, va fi o gloată care nu poate număra nimeni din toate popoarele. Dumnezeu va împlini exact ceea ce a decretat că se va întâmpla. Și Dumnezeu ne poruncește nouă astăzi ca să fim împreună lucrători la această misiune prin rugăciune și prin viața care o trăim. Dacă facem lucrul acesta, el va fi evident. Dacă înțelegem lucrul acesta și dacă practicăm lucrurile acestea, rezultatul va fi evident în bisericile noastre. Bărbații vor fi oameni rugativi, oameni pașnici, oameni care ridică mâini curate, oameni care au dragoste între ei, oameni care nu stau în certuri și în tot felul de prostii. Și femeile vor fi femei evlavioase, care caută în primul rând ca să prelucreze lăuntricul, ca să aibă o relație mai aproape de Dumnezeu. Și pe plan secundar, vor fi aspectele exterioare. Asta va fi efectul vizibil între noi. Da? Așa ar fi pe sumar.